Deci harta României spune așa, domne, partidele astea de 35 de ani, în condițiile democrației, n-au reușit să administreze România care să se, ca să se dezvolte cât de cât unitar. Rezultatul natural, 5 milioane de români au fugit. Păi ăștia, ăștia n-au fugit că vor ei. Mătușa mea nu stă în Italia să îngrijească bătrâni. Și vărul meu nu stă tot undeva pe undeva în Spania să spele veceuri pe la restaurante, că o vreme au fost în situația de pakistanez și stăteau numai la spăla veceuri și la bucătărie la gunoi, da? N -au nu s-au dus acolo ca au vrut ei, ar fi stat la ei, în orașul lor, în comuna lor, dar toată administrarea României n-a existat, da? România a fost destructurată sub administrarea partidelor pentru că pe cetățenii ăștia nu i-a interesat nimic decât interesul lor.